Thank you.
Skultfest este un proiect amplu. Este mai mult decât un festival, așa cum poate multă lume îl percepe. Așa cum vedeți în spate, sunt mai multe tabere de creație care au loc timp de o săptămână, de luni până vineri în școală. Sunt tabăra de caval, făurit caval, tabără de suflat la caval, tabără de opincărit, tabără de confecționat măști tradiționale, tabără de olărit, tabără de încondeat ouă. Am avut și sculptură cu meșteri din Maramureș, ne-au sculptat două porți care au fost amplasate la bisericuțele de lemn, monumente istorice din satul Goila și satul Gurbești, pe care noi le avem aici în Căbești. Avem și o tabără de pictură cu 11 pictori consacrați din România. Coordonatorul taberei este Angela Sabo, o pictoriță mutată pe deal în comuna vecină. Finalizăm tot acest proiect frumos, toate aceste tabere și munca de o săptămână cu distracție 3 zile pe Valea Sohodol. Acolo ne mutăm să ne distrăm, să ascultăm muzică bună, să mâncăm mâncare bună, să bem o bere artizanală și un vin bun de la un wine bar Custoza din Oradea, Berznova vine cu berea rece, multă, multă voie bună și o lume foarte faină, un vibe foarte fain la festivalul nostru. Suntem la a treia ediție și am mai multe motive pentru care am inițiat acest proiect, dar unul dintre motivele pentru care îl continuăm, să zic așa, e că am observat că aduce un public foarte fain, aduce lume faină împreună. Încercăm să unim așa generații noi cu generațiile mai vechi, oamenii din zona rurală cu cei din zona urbană, tradițiile, dar cu modernul. Încercăm să le aducem și folclorul și muzica tradițională sau meșteșugurile, să le aducem la actualitate și să le punem într-o formă actuală, astfel încât să fie atrași și tinerii și copiii și oamenii care în mod normal poate nu sunt atrași sau confundă evenimentele dintr-o zonă rurală cu zilele comunei, care mie personal nu sunt fanul lor. Și am vrut să schimb și paradigma asta, că se poate și altceva. Putem face și altceva, putem face evenimente cu bun gust și putem face evenimente frumoase într-o zonă de deal munte și într-o zonă poate care, nu știu, nu era cunoscută din acest punct de vedere. Cu siguranță. Avem exemple la nivel și la nivel național, dar intenția mea este în primul rând să-mi atrag comunitatea înspre cultură și sport. Copiii din comunitate, toate generațiile de copii au nevoie. Copiii de la țară nu mai sunt copiii de la țară de pe vremea mea. Nu mai bat mingea pe câmp și ei stau la fel pe gadgeturi, sunt ancorați așa sau mă rog în lumea asta a online-ului și atunci da, încercăm să creăm evenimentele astea, să le oferim alternative sănătoase și să aibă contact cu, nu știu, lucrurile simple, că de acolo, înspre alea ne întoarcem. Asta spun eu, că Skultfest atrage niște oameni cu vieți complexe, dar totuși care caută lucrurile simple, adică caută în weekend și caută în momentele lor de relaxare, caută lucrurile acelea simple, natură, tradiții. Noi promovăm acum și am insistat foarte mult pe campingul pe care l-am amenajat în zona și mi se pare o alternativă la locurile de cazare și pe tot ce înseamnă activitățile astea în natură. Bineînțeles că prin Skultfest, pe lângă ce v-am spus, pe lângă tradiții, pe lângă tot Skultfest-ul, eu l-am gândit ca un proiect educativ, în primul rând pentru comunitatea mea, dar și pentru cei din afară, că asta facem. Sunt oameni și acum, participanții sunt din comunitate, mai mult de jumătate, dar sunt și oameni veniți de prin țară și sunt primiți de noi aici, tocmai pentru a face schimb de idei, de schimbul ăla necesar așa și bun pe care îl facem noi oamenii între noi, să legăm legături faine și povești faine timp de o săptămână. Dar promovăm și natura și promovăm și turismul în zonă. Când am ajuns aici în urmă cu 4 ani, comunele vecine aveau fiecare câte un obiectiv turistic. Aveau peștera cu meziad și peștera cu cristale. Și m-am gândit la Căbești, nu avem un obiectiv turistic, încercăm să-l creăm. Și de asta am făcut atunci prima tabără de sculptură, că atunci aveam de gând, și așa am pornit proiectul, să facem un parc de sculpturi în aer liber, să creăm de fapt un nou obiectiv turistic la noi în comunitate.
Și uite că a luat amploare și facem mai mult de atât. Ne-am amenajat și niște trasee de cicloturism, traseu de mers pe jos cu tematică Racu Bihorean, Via Ferrata, și continuăm așa în ritmul nostru, atât cât ne permitem să ne îmbunătățim și să ne dezvoltăm pe partea asta. Înspre aia vreau eu să duc, chiar le povesteam în lunile trecute, povesteam de un proiect, un nou proiect de suflet la care lucrez cu drag, este un centru cultural. Noi sau suntem obișnuiți la țară cu căminele culturale și alea folosite mai mult acum pe alt post decât pe cel de a oferi cultură oamenilor. Și am zis, nu, ne trebuie un centru cultural unde să fie o sală de spectacole, mai multe încăperi. E gândită o încăpere pentru seniori, unde seniorii să aibă jocuri de masă, o încăpere pentru copii, o încăpere pentru adolescenți cu PlayStation și de toate, mese de biliard, mese de ping-pong, darts. E o bibliotecă în interiorul centrului cultural, dar e și un spațiu de expoziție și mai multe încăperi pentru workshop-uri, pentru ateliere. Și mi-a zis cineva, dar de ce-i face asta, la ce ai nevoie încăpești de cine vine să-ți facă workshop-uri? Și am zis, păi asta vreau să se dezvolte, au început deja să construiască pensiuni în zonă, să se dezvolte turismul în segmentul ăsta, pentru că eu vin din corporație. Înainte am avut experiența asta și am participat la team building-uri și exact asta vreau să facem și cu campingul, dar aș vrea să vină privați înspre noi, că ei pot să facă, eu nu vreau primărie să fac camping sau să administrez business-uri care de fapt trebuie să le facă privații, ci vreau doar să încurajez ca ei să vină înspre noi și să dezvolte business-uri faine și să vină cu idei faine, dar noi să le oferim infrastructura necesară celor care poate au un camping aici. Și team building-urile, de ce să te duci mai la un hotel? Că sunt plin de hoteluri faine în orașe și așa. De ce dacă nu vii în, vii în zona asta, de ce să nu ai un camping? Este un camping model pe care eu tot dau exemplu, este Sanda Landala din Vama Veche, care îți oferă condiții de hotel de câteva stele, de la băi curate și frumos amenajate, la tot ce înseamnă camping cu umbră și cu tot accesul la nu știu, la curent, la a-ți încărca telefoanele și așa mai departe, dar totuși ești în camping și ești în natură. Cam așa văd eu pe viitor la Căbești, un camping de genul ăsta, unde se poate să vină o firmă cu angajații, să-ți țină un team building și de ce nu să folosească și centrul nostru cultural și da, să îmbinăm cu evenimentele pe care le creăm. De ce să avem doar un singur eveniment anual? Putem să avem și mai multe și e loc și de evenimente mai mici. Asta e specială de fruiturile, de fruiturile. Asta se numește porcică țigănească, făceau înainte măsăriașii din Buzău, din foaie de arc. Mă înțelegeți? Mă beau prin țară, la atelier, la fruiturile astea, unde știu că are o plinț. Și acolo veneau... E bună, vedeți și pe aia. A șaptea bucată este albă. Este albă. Nu mai are broderie, nu mai are lumină. Este albă. Pentru că mătușa mea, acum că sunt albă, mătușa mea spunea că fiecare lat de pânză din poală reprezintă o zi din săptămână. Pentru că se da practic ziua, da? De sfințenie. De asta a șaptelea lat este latul pe care și-a numai bărbat. Pentru că era sub șorț, se vedea numai când juca. Da, era latul pe care îl vedea numai bărbatul. Pentru că după ce zăgea femeia șorțul jos, era latul dinainte, al lui. Așa se face o bătăie. Mai putem să aici. Ia să le arătați, să arătați la dânsul șopințele. Și dânsa va rămâne profesor, doamna, pe Sanctuna dumneavoastră. Bun. Și uite și ciolcă, asta, cu muța cu doi bani. Vedeți? Arătă și cu muța cu doi bani, așa.
două.